Domnul nostru, în anticiparea acelei zile mărețe, când ne vom uni cu oameni răscumpărați din toate națiile acestei lumi, Doamne, îți mulțumim pentru seara de har de care ne faci parte în acest loc. Stăm înaintea Ta ca popor răscumpărat al Tău și Te rugăm, Doamne, să strălucești în mijlocul nostru și în seara aceasta. Te rugăm, Doamne, să ne vorbești minții noastre și inimii noastre. Am vrea să stăm într-o stare potrivită ca să primim acest cuvânt al Tău și, de asemenea, ca jertfele pe care vrem să ți le aducem să fie primite înaintea Ta. De aceea primește lauda, primește rugăciunea, primește expunerea cuvântului Tău și vrem, Doamne, ca biserica Ta să fie zidită și numele Tău să fie glorificat în acest loc. Fă-ne parte de minute binecuvântate, numele Tău să fie înălțat. Amin. Amin. Haideți să rămânem picioare și să lăudăm pe Domnul. O, ce dulce e mesajul, omule, ce treci, că Iisus același este ieri și azi și în veci. 168. Thank you.
puteți acum pentru un moment să salutăm pe fiecare din cei care sunt în jurul nostru, să le spunem un bun venit în numele Domnului și în timpul acesta corul se pregătește să își aducă lauda, iar noi ne așezăm. Bucurie, frații mei, vă spun și eu în seara aceasta, Hristos a înviat! Este festă extraordinară pentru întreaga omenire. Vă spunem bun venit la părtășia Bisericii Emanuel, tuturor celor care ați ales și ați putut să veniți. Mă bucur să îi vedem pe Cipi și Miruna, reîntorși din exilul lor englezesc. Mă bucur să văd acolo un rând întreg de coronienți, de alți cărășeni, alții din alte locuri care ați venit. Dumnezeu să vă binecuvinteze în popasul de la Emanuel și să facă să fie o seară binecuvântată. Ne-am uitat la Evanghelia după Ioan și felul în care Ioan prezintă dumnezeirea Domnului Iisus. Vedeți, începe cu cuvintele: la început era cuvântul, referindu-se la Domnul Iisus. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și apoi ne arată o serie de lucrări extraordinare pe care îl numește semne din viața Domnului Iisus și Evanghelia se încheie cu ucenicul lui Toma, proșternat la picioarele lui și spunând: Domnul meu și Dumnezeul meu. A început prin a-L prezenta că este Dumnezeu. Și apoi am văzut oameni, număr extraordinar,
care au venit înaintea Domnului și au recunoscut că El este Domnul, El este Dumnezeu. Dragii mei, lucrurile acestea au fost scrise ca noi să credem, să le înțelegem, să ne hrănească mintea, dar nu doar atât, ci ne-a dat Dumnezeu și semne prin care să vedem, să ajungem la credință. Și mă întreb oare, pentru câți și seara aceasta? A fost hotărât de Dumnezeu ca un semn care să ne ajute să credem în El. Pavel mai târziu va spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Te uiți în viața ta și vezi că Dumnezeu este așa de bun cu tine. Ești sănătos, ai putut să vii aici. Ți-a purtat de grijă, ți-a binecuvântat familia. Și Pavel spune, uită-te atent, semnele acestea, această bunătate a lui Dumnezeu este un semn că Dumnezeu vrea să te îndemne să crezi în El și să te pocăiești. Da, El are și puterea de a lua, de a interveni uneori prin încercare și acelea, chiar și suferința, chiar și încercarea, e un semn prin care Dumnezeu vrea să spună, vezi că lucrul acesta încă nu este sub domnia mea și vreau să-l aduci sub domnia mea. Mă rog ca seara aceasta să fie o seară în care să vedem din nou, să descoperim din nou, din mărirea dumnezeirii Domnului Iisus Hristos. Dar să fie și o seară în care să vedem care sunt lucrurile care trebuie să le aducem sub domnia Lui. Să înțelegem semnele, mesajele pe care ni le trimite Dumnezeu și sufletele noastre să aibă, să trăiască acea experiență a cunoașterii mai profunde a Lui Dumnezeu și aducerii a întregii vieți sub domnia Sa. Să binecuvinteze Dumnezeu aceste minute și haideți să stăm deschiși la ceea ce vrea El să ne comunice. Laud pe Domnul pentru toți cei care s-au pregătit să slujească în seara aceasta. Văd corul pregătit și așteptăm să laude pe Domnul. Mai apoi, Dani Haidu și cu Silvia s-au pregătit cu un duet. Apoi, sora Estera cu sora Simona de asemenea au un duet. Și apoi, fratele Crăciun, un solo. Avem bogăție de cântare în seara aceasta. Thank you.
Sunt un pribian fără de țară, mă lung prin ploi, prin lungi pustii, dar am în ceruri o comoară și ținta mea-i în veșnicii. Mă-ndrept spre cer să-L văd pe Domnul, să nu mai fiu un peregrin, căci după ce-am să trec Iordanul, se va sfârși al meu suspin. Ce grea-i înaintarea, mă lupt să biruiesc mereu, un dor năstins mă cheamă acasă, e dorul după Dumnezeu. Mă-ndrept spre cer să-L văd pe Domnul, să nu mai fiu un peregrin, căci după ce-am să trec Iordanul, se va sfârși al meu suspin. Sub crucea grea, nădejdea mea nu vreau să moară, până voi intra în odihna sa. Mă-ndrept spre cer să-L văd pe Domnul, să nu mai fi să trec Iordanul, se va sfârși al meu suspin. Amin. Știu că Domnul meu trăiește și pe pământ, El vine iar, eternă viață-mi dăruiește și mâna Lui revarsă har. Eu știu că Domnul meu trăiește și pe pământ. Și pe pământ El vine iar, El viață-n veci îmi dăruiește, cu mâna Lui revarsă har. Eu știu că tot ce El promite
orice cuvânt se va împlini. Și dacă moartea mă cuprinde, îl voi vedea în veșnicii. Eu știu că Domnul meu trăiește și pe pământ. Și pe pământ El vine iar. El viața-n veci îmi dăruiește. O casă în cer, în țara sa. Ce sărbătoare minunată, când Domnul se va arăta. Eu știu că Domnul meu trăiește și pe pământ. Și pe pământ El vine iar. El viața-n veci îmi dăruiește. Cu mâna lui revarsă har. Eu știu că Domnul meu trăiește și pe pământ. Și pe pământ El vine iar. El viața-n veci îmi dăruiește. Fiindcă în El avem viața, mișcarea și ființa, fiindcă suntem creatură după Iisus Hristos, aș vrea să cânt această cântare în această seară, să laud pe Cel care merită toată lauda în cer și pe pământ. În El am viața, mișcarea și ființa. Sunt o nouă creatură în Iisus Hristos. El mi-a dat viața, pacea, dragostea sa. De aceea eu îi cânt și sunt voios. Cred în inima mea că Iisus este Dumnezeu. Cred că El a murit și a înviat ca să pot fi al Său. Eu știu că El e Domn în inima mea. Pacea, viața și dragostea. În El am viața, mișcarea și ființa. Sunt o nouă creatură în Iisus Hristos. Și când grele încercări și ispite vor apărea, El mi va da putere să birui orice rău. Cred în inima
inima mea că Iisus este Dumnezeu. Cred că El a murit și a înviat ca să pot fi al Său. Eu știu că El e Domn în inima mea. Pacea, viața și dragostea. Crede în inima mea că Iisus este Dumnezeu. Cred că El a murit și a înviat ca să pot fi al Său. Eu știu că El Domn în inima mea. Doar în El am pacea, viața și dragostea. Amin. Slăvit să fie Domnul. Dragii mei, uitându-mă la felul în care Dumnezeu v-a adus în seara aceasta și vorbind mai devreme despre semne pe care providența lui Dumnezeu le pune în viața noastră ca să înțelegem înspre ce vrea să ne conducă, spuneți-mi dacă interpretez greșit următorul semn. Sala este plină și aproape că nu mai sunt locuri, dar la cor încă sunt locuri. Poate că pentru unii este un semn. Și mă rog Domnului să pună pe inima cât ori mai mult să se umple și locul acesta. Acum, cred că ascultându-i pe frații noștri, ne dorim și noi să cântăm. Haideți să ne ridicăm și să ne unim cu toții în cântare. Speranța mea e în Iisus.
Apostolul Pavel a spus, și viața pe care o trăiesc, nu mai trăiesc eu, ci o trăiesc în credința celui ce m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. În seara aceasta spunem un special bun venit tinerilor din grupa de adolescenți, să spunem așa. Frate Eugenie, sunt primii care cred că interpretează semnul de care am vorbit mai înainte și vor lăsa scaunele din sală și vor ocupa scaunele de la cor. Dar în seara aceasta s-au pregătit cu o slujire deosebită și de-abia așteptăm darurile pe care le-ați pregătit. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit încât îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a luat asupra lui și durerile noastre le-a luat asupra lui. Noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădălegile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit cu moartea pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și în gura lui nu se găsise niciun vicleșug. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar, după ce își va da viața pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui nelegiuirea lor. De aceea îi va da partea lui la un loc cu cei mari și îmi va împărăți cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte. Amin. Ai un loc la cruce și tu, ai un loc la cruce și tu, unde mi-au venit și tu poți fi. Și tu
Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice norod, de orice limbă și de orice neam. Veniți la mine, voi cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Dezbinare, ceartă, vorbire de rău, mânie, vrășmășie, minciună, invidie, ură, lăudăroșie, deznădejde, mândrie, necurăție, iubire de sine. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor.
râvna Evangheliei, dragoste de frați, credincioșie, adevăr, iubire de oameni, smerenie, milostenie, pace, bucurie, îndelungă răbdare, facere de bine, dragoste, blândețe. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi. A înviat Iisus Hristos, El începutul vieții. La dreapta Tatălui Ceresc, stălați ca prin țar păcii. A înviat Iisus Hristos, cuvântul Său ne spune. Și piatra grea ne stau azi mărturie. E veselie pe pământ, se bucură omenirea, că a înviat Iisus Hristos, osana, aleluia. Prin El suntem răscumpărați, prin El avem iertare. Slăvim și binecuvântăm, slăvim și păcătos prin jertfa sa măreață. A înviat Iisus Hristos, El boldul morții frânta. De astăzi orice credincios în veci prin El trăiva. E veselie pe pământ, se bucură omenirea, că a înviat Iisus Hristos, osana, aleluia. Cumpărați prin El, avem iertare. Slăvim și binecuvântăm, slăvim și binecuvântăm, slăvim și binecuvântăm ziua învierii sale. În soarele amiezii de april, când crucea grea în spate ți-a fost pusă, către Golgota turcai umil și toți cei vinovați atunci suruse, între pământ și cer ai stat, Iisuse, să mijlocești tratatul de iertare, cu brațele întinse și străpunse la legile cerești de îndurare. Acolo ai murit în chinuri grele, luând asupra ta întreg păcatul. Ai luat atunci și greșurile mele, poveri și patimi și întreg oftatul. Ne-am întâlnit în zorii dimineții și ți-am văzut iubirea în privire și am înțeles că legile dreptății au fost satisfăcute
în jertfire. M-am prăbușit atunci în lacrimi și suspine și n-am putut de ajuns să-ți mulțumesc, când dragostea și marea ta iubire alesu mai în veci să te slujesc. Amin. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutineni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netegăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. E viu, e viu, e viu în orice timp, Iisus trăiește în veci, Iisus trăiește în veci. E viu, e viu, e viu în orice timp, Iisus trăiește-n veci. Cânt aleluia, cânt aleluia, Iisus trăiește-n veci. Cânt aleluia, cânt aleluia, Iisus trăiește-n veci. Hristos e viu, El mi-a adunat în vis, a frâns și pe Satan, El moartea învins. Iisus e viu, e viu, noi îl simțim și-n veci cu El trăim. Cânt aleluia, cânt aleluia, Iisus trăiește-n veci. Cânt aleluia, cânt aleluia, Iisus trăiește-n veci. Iisus lucrează din toată inima pentru slujirea voastră și aceste adevăruri să rămână nezdruncinate până la finalul vieții voastre. Câteva anunțuri pentru seara aceasta sunt mai multe, extrem de frumoase unele și unele de încercare. A murit sora Savu Florica. Dumnezeu a eliberat-o din suferința grea în care a fost. Este de dată foarte recent anunțul, așa că nu avem încă informații privitoare la momentul înmormântării. Am vrea să vă rugăm mâine să sunați pe fratele Nicu Andronache, pe vreunul din noi și pe măsură ce vom ști date, vă vom comunica. De asemenea, reiau anunțul privitor la cazarea de care au nevoie liceenii care vin la Festivalul Corurilor Liceelor Baptiste din toată țara, ce are loc în Timișoara anul acesta. Toți cei care puteți să vă deschideți casa pentru două nopți, e vorba doar de a nopta
de joi noapte și vineri noapte, vă rog să ne comunicați. Dar acest eveniment presupune și două concerte, vineri de la orele 19, corul Prodeum din Arad, și sâmbătă de la orele 16, corul reunit al liceelor creștine din Timișoara. Ambele vor fi la Biserica Betel. Aș vrea să reiau un anunț mai vechi, și anume tabăra copiilor. După îndelungi negocieri, am ajuns la costul de 300 de lei. Este, știm, un cost nu ușor de suportat, dar vă spunem că asta este ce am obținut după multe, multe negocieri. Dar am dori să nu fie copil al bisericii care să nu poată să vină din cauza costului. Vă rog să, haideți să începem înscrierile. Sora Estera Cioloca este trezorierul taberei și pe ea vă rog să o căutați cu aceste probleme, în rest cu informații pe oricare din slujitorii de la copii. De asemenea, un anunț deosebit pe care l-am primit de-abia acum, Flavius Ciocu, aș vrea să te rog să te mai ridici odată, e de bine. A luat locul 3 pe țară la Olimpiada de Religie. Dumnezeu să te binecuvinteze, Flavius, și de asemenea pe toți cei care ați concurat, ne face cinste și ne bucurăm de dedicarea și aplicarea lui față de Scriptură. Intrăm într-o săptămână plină, dar a fost o săptămână de asemenea cu vești mari. Două familii au primit câte un dar. Familia Andrei, Vali și Alina, au primit o fetiță, Ami Cristina, chiar în ziua de Paște, dar noi am primit vestea după. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și de asemenea, familia Zaica, Dorin și Cristina, tot o fetiță, pe nume Delia, au intrat în clubul celor care au mai mult de doi copii. Le spunem bun venit și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Stau cu emoții, s-au născut numai fetițe, urmează să se nască săptămâna aceasta sau următoarea alte fetițe, și dacă și în anul acesta al fetelor eu tot băiat am primit, e un semn, îl iau ca un semn. Intrăm într-o săptămână plină, de mâine seară reluăm întâlnirile de tineret, avem o temă deosebită, apatia. Așa că vă invit pe toți să participăm, vom avea și mărturii și tot ceea ce s-a pregătit. De asemenea, ora surorilor își reiau întâlnirile, probabil și repetiția de cor, frate Eugen. Ok. Studiul biblic de joi, așa că vă așteptăm să venim cu toată inima la tot ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit și pentru săptămâna aceasta. Acum, haideți să ne ridicăm și să ne aducem dărnicia și apoi ascultăm cuvântul. Slujesc pe Salvatorul, pe Cel ce a înviat, eu știu că El trăiește, cu slavă îmbrăcat. Oh.
e viu, slăvit să fie numele Lui. Ce minunat este Domnul nostru cel viu, care se apropie de noi chiar în momentul cel mai descurajant al eșecului. El vine, spune cântarea, El vine și îmi vorbește chiar pe drumul greu. El aduce speranță și lumină pe al vieții drum. Și despre experiența aceasta întâlnirii cu Domnul Iisus cel viu ne vorbește și cuvântul Scripturii în această seară, în Evanghelia după Ioan, capitolul 21. Deschideți împreună cu mine la pagina 1054 și vom citi în continuarea textului de dimineață, Ioan, capitolul 21, începând cu versetul 1 până la versetul 14. După ce va fi citită această parte din Scriptură, vom veni înaintea Domnului și vom mărturisi în rugăciune faptul că noi toți, predicatori și ascultători, deopotrivă avem nevoie ca Duhul Sfânt să ne ilumineze și să ne descopere Cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog, ne rugăm cu toți în Duhul nostru, iar cu voce tare vreau să rog pe fratele Gruia de la Reșița și pe sora Lidia Brădicianu să ne conducă în rugăciune. După aceea, Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioarea, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-a pogorât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din pește pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus, și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe, cine ești? Că știau că este Domnul. Iisus a apropiat, a luat pâinea și le-a dat, tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi, după ce înviase din morți. Amin. Slavă ție, Doamne! Da, Doamne! Amin! Amin! Amin, te rugăm. Amin. 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 Te rugăm, Doamne. Amin. 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 Ai milă, Doamne, te rugăm. Te rugăm, îndură-te de ei. Amin. Amin.
Amin, amin. Haideți să ocupăm locurile și după ce corul și aduce slujirea prin cântare, ne pregătim să ascultăm vestirea cuvântului.
Și până îl vom vedea față în față și împreună cu toți sfinții, îl vom glorifica o veșnicie. Să-l slăvim și să-i aducem glorie încă de aici de pe pământ. El să primească toată închinarea care poporul său i-a adus-o la Emanuel și în orice loc unde cuvântul lui se vestește și astăzi. Amin. Vă salut și eu cu drag în numele Domnului Iisus pe toți cei care ați ales să vă închinați împreună cu noi și doresc din toată inima ca prezența voastră în locul acesta al prezenței lui Dumnezeu să însemne binecuvântare pentru fiecare. Nu știu câți ați venit pregătit să vă întâlniți cu Domnul, câți cu adevărat ați venit cu dorința intensă să vă întâlniți cu El, să-L auziți, să vă vorbească. Dacă sunteți printre aceștia și m-aș bucura să fiți toți, să fim toți, atunci mă rog ca Domnul să răspundă așteptărilor și să împlinească El dorința aceasta la cel mai înalt nivel posibil, așa cum numai El poate să o facă. Dar chiar dacă n-ai venit pregătit, chiar dacă ai venit doar din rutină sau din obișnuință sau din alte motive, mă rog ca și așa El să te întâmpine cu prezența Sa și să te întâmpine cu cuvântul Său și să-ți vorbească în seara aceasta într-un mod personal. Vă propun un mic exercițiu de imaginație. Visați pentru câteva momente și lăsați-vă în voia imaginației gândindu-vă la ceva unic în viață. Avem o vorbă în familia noastră, a visa e pe gratis. Putem visa de toate că nu ne costă. Împlinirea visurilor este o altă problemă, dar a visa putem visa. Imaginați-vă că sunteți selectați să faceți parte din grupul acela, select de 2-3 persoane, care sunteți invitați la micul dejun cu rugăciune de la Casa Albă, organizat de cel mai puternic om de pe planetă, președintele Americii. E o tradiție în acea țară, după al doilea război mondial, în fiecare an, ca președinții să organizeze asemenea ocazii, micul dejun cu rugăciune, la care sunt invitați lideri creștini, creștini simpli din America și din lumea întreagă, după Revoluție și credincioși, păstori și lucrători de la noi au ajuns să fie invitați la acest mic dejun. Dar imaginați-vă că dumneavoastră sunteți în această postură. Cum v-ați simți să primiți o asemenea invitație? Ce așteptări ați avea? Cum v-ați pregăti pentru întâlnirea cu președintele Americii? Repet, nu e vorba de micul dejun de la București și politicienii noștri au inventat lucrul ăsta să arate cât de religioși sunt. Nu e vorba de malurile Dâmboviței, nămoloase, ci e vorba de America. Gândiți-vă că sunteți invitați acolo. Ce ți-ai dorit cel mai mult participând la acel mic dejun? Să stai cât mai aproape de președinte? Să-l vezi cât mai bine, să ai ocazia să dai mâna cu el, să ai ocazia să faci poză cu cel mai puternic om de pe planetă, ce ai putea? E clar că sunt niște limite la ceea ce poți. Poți să participi, poți să-l auzi, poți să-l vezi, poate poți să dai mâna, dar sunt anumite limite. Însă, în această dupămasă, eu vreau să vorbesc despre un mic dejun în care n-au existat limite în ce privește relația dintre cine a organizat acel mic dejun și invitații săi. Imaginați-vă un mic dejun, nu cu cel mai puternic om de pe planetă, nu cu președintele cele mai mari puteri mondiale, ci un mic dejun cu însuși creatorul și stăpânul universului. După masa aceasta am vrea să vorbim despre micul dejun cu Domnul Iisus. Dragii mei, lucrul care frapează cel mai mult este faptul că însuși Domnul Iisus a pregătit acel mic dejun pentru ucenici și când ei s-au întors de pe mare cu prinsoarea aceea extraordinară, 153 de pești mari, spune Scriptura
Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Imaginați-vă, după o noapte de nesomn în care s-au trudit și n-au prins nimic, ce îmbietor a fost mirosul acelui pește pus pe grătar. Cel mai extraordinar mic dejun. Dragii mei, cred că bucuria cea mai mare a ucenicilor n-a fost faptul că au mâncat împreună cu Domnul Iisus, ci pentru că acolo, la micul dejun organizat și prezidat de însuși Domnul Iisus, pregătit de El, ei au avut ocazia să-L cunoască cum nu L-a mai cunoscut până atunci, atât de profund. Spune Scriptura, veniți de prânziți, le-a zis El, și niciunul din ucenici nu cuteza să-L întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Stăpânul Universului i-a invitat pe acești 7 pescari să ia micul dejun împreună cu El. El însuși s-a implicat în pregătirea Lui și li s-a descoperit într-un mod extraordinar. Cea mai mare onoare pe care eu și tu ai putea să o ai în viața aceasta este onoarea de a-L cunoaște într-un mod intim și personal pe acela care este Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, Stăpânul Universului, Mântuitorul și Domnul Înviat, despre care am cântat și despre care am vorbit în zilele acestea. Mă rog din toată inima ca în această seară să fie un progres în viața fiecăruia dintre noi, în cunoașterea Lui. Aceia care îl cunoaștem pe El, să-L cunoaștem mai profund, să fim motivați să dorim să-L cunoaștem mai intens, iar aceia care nu-L cunoaștem, să-L putem cunoaște. Textul din seara aceasta este, așa cum am spus, o descriere a modului în care cei 7 ucenici la Marea Tiberiadei au ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus. Vezi, zice să-L cunoască, dar ce? Nu L-au cunoscut ei pe El? N-au fost 3 ani și jumătate în prezența Lui? Și totuși Scriptura ne spune că după evenimentele din Săptămâna Mare, după evenimentele din Vinerea Mare, când Domnul Iisus, contrar așteptărilor lor, a fost pus pe o cruce, Mesia a fost crucificat. Atunci când a înviat din morți, nu L-au recunoscut de prima dată. Cei doi în drum spre Emaus aveau ochii închiși și nu puteau să-L recunoască. Maria Magdalena a crezut că este grădinarul. Cei care L-au văzut pe țărm în dimineața aceea nu L-au cunoscut. Dar treptat, treptat ceva s-a întâmplat. Și atunci când Domnul Iisus i-a invitat la micul dejun, ei au înțeles cu toți în mod clar că este Domnul. Aș vrea să pun o întrebare pentru noi cei care suntem pe calea Domnului, suntem pocăiți de mulți ani. E posibil ca Domnul Iisus să-și facă simțită prezența în jurul nostru, în viața noastră chiar, să ne binecuvinteze cu semne ale prezenței și lucrării Lui și noi să nu-L recunoaștem? E posibil ca după ani de umblare pe calea Lui să nu-L recunoaștem lucrând în jurul nostru și în generația noastră? Dacă L-am recunoaște, cum ar fi viața noastră? Cum ar fi relația noastră cu El? Cum ar fi motivația noastră de a-L sluji pe El și a-L mărturisi în lumea aceasta? În această dimineață, în această dupămasă, aș vrea să ne punem aceste întrebări cu seriozitate. Haideți să ne uităm la experiența ucenicilor și să ne uităm la câteva etape prin care ei au trecut în recunoașterea Domnului Iisus. Prima etapă descrisă în textul nostru este etapa crizei sau a eșecului. Spune Scriptura în versetul 1, după aceea Iisus a arătat ucenicilor la Marea Tiberiade, care este tot una cu Marea Galilei. Iată cum s-a arătat Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei, cei doi, Iacov și Ioan și alți doi, în total un număr de 7 pescari erau împreună. Asta arată faptul că au plecat fie în grupuri de 2 sau 3 din Ierusalim, împreună cu pelerinii care s-au întors la casele lor după Paști și acum erau în Galileea, erau în zona aceea din care făceau parte și în care erau atât de familiari. Spune Scriptura în versetul 3, Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește, mergem și noi cu tine.
Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în ziua aceea. Vedem o inițiativă pe care Petru o ia ca lider informal a acelui grup de ucenici. Petru, în ciuda faptului că s-a lepădat de Domnul Iisus, și-a păstrat rolul lui, mai mult sau mai puțin, de lider sau de inițiator. Și inițiativa aceasta a fost comentată și răscomentată de comentatorii biblici. Scriptura nu este clară să ne spună de ce Petru s-a dus la pescuit împreună cu ceilalți și dacă a fost bine sau rău în faptul că s-a dus la pescuit. Sunt unii care spun s-a dus la pescuit și i-a luat pe ceilalți împreună cu el pentru că aveau nevoie de bani. Resursele s-au epuizat și acum aveau nevoie de bani și nu e nimic rău în a munci. Și de aceea Petru a făcut un lucru bun că s-a dus la pescuit. Alții vin și spun nu. Domnul Iisus în mod clar, la prima pescuire minunată, a schimbat direcția lui Petru și a vieții lui și a celorlalți ucenici atunci când i-a spus veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar a se întoarce înapoi la pescuit însemna o dare înapoi, o regresie spirituală, o deviere de la scopul pe care Mântuitorul l-avea. Lucru este clar. Sau două lucruri sunt clare. Întâi de toate că inițiativa aceasta trădează o lipsă de planificare totală. Este o acțiune spontană, absolut spontană. Lui Petru îi vine ideea, cum este el, sangvin și ușor la a lua inițiativă și reușește să entuziasmeze pe ceilalți, să-i motiveze să vină împreună cu el. Nu e nimic planificat, nu e nimic stabilit, nu e niciun plan și niciun scop croit de la bun început, ci este pur și simplu o inițiativă spontană. Ce spune lucrul acesta despre starea lor? Indiferent cum am întoarce problema, pe față sau pe dos, și am judecat motivațiile lui Petru, ne dăm seama că în această perioadă dintre înviere și înălțarea Domnului Iisus la cer și apoi trimiterea Duhului Sfânt, când ei îl vedeau pe Domnul Iisus apărând și dispărând, când prezența Lui nu mai era constantă cum a fost înainte, viața lor a fost caracterizată de nesiguranță, de incertitudine. Un lucru este clar, au venit rusalile și vedem cu totul altceva. Cineva spunea, a vedea pe Petru și pe ceilalți angajați într-o partidă de pescuit după rusalii este imposibil. Nu mai gândiți-vă puțin, imposibil. După ce Dumnezeu trimite Duhul Sfânt și face din ei martori în flăcărața învierii, Petru și ceilalți apostoli au un sentiment clar al direcției în viața lor. Nu mai există nesiguranță, nu mai există incertitudine, nu mai există lucruri fără, pentru că există un plan bine stabilit și planul acela l-a făcut însuși Mântuitorul când a spus înveți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Dar în perioada aceasta e incertitudine, e lipsă de scop, e confuzie. Al doilea lucru care este clar cu privire la expediția aceasta de pescuit este că a fost un eșec total. Scriptura ne spune, au ieșit, au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Nu cred că are de-a face cu faptul că Petru și ceilalți pescari de meserie în 3 ani și jumătate și-au pierdut îndemânările pescărești. Ei erau pescari de meserie și nu și-au pierdut, nu cred că și-au pierdut așa de ușor îndemânările. Dar a fost exact experiența lor de prima dată când s-au întâlnit cu Domnul Iisus. Au trudit toată noaptea și n-au prins nimic. Și spune Scriptura, au intrat în corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dumnezeu a îngăduit acel eșec pentru ceea ce urma să se întâmple, pentru întâlnirea lor în dimineața zilei următoare cu Domnul Iisus. Dragii mei, eu cred că și eșecurile au un rol și un rost stabilit sau îngăduit de Dumnezeu în viața noastră spirituală, în creșterea noastră spirituală. Domnul îngăduie să eșuăm, să falimentăm, îngăduie criza,
îngăduie truda fără rod și fără scop uneori, ca apoi să ni se arate în toată frumusețea Lui și să ne schimbe perspectiva. Această după masă, aș vrea să te întreb, cum te simți din punct de vedere spiritual? Un biruitor sau un înfrânt? Un om care te bucur de biruință, care crește în mod constant, în mod progresiv în chipul și asemănarea Domnului Iisus, care în lucrarea pe care o faci pentru Domnul vezi binecuvântarea Lui în mod evident în viața ta, în viața familiei tale, sau un om înfrânt, un om a cărui planuri și scopuri sunt un eșec. Toată viața ta este o viață trăită de azi pe mâine, fără scop, fără direcție. Ucenicii au avut, să zicem așa, o scuză, au trăit înainte de Rusalii, dar noi trăim după Rusalii, după trimiterea Duhului Sfânt și nu avem nicio scuză. Și vreau în această seară să ne uităm fiecare în viața noastră, pentru că trebuie să recunoaștem că fiecare dintre noi, la un moment sau altul al vieții și slujirii noastre, am muncit în zadar, am trudit și ne-am chinuit, numai ca să vedem că toate eforturile noastre se duc pe apa sâmbetei. Uneori ne uităm la viața personală, uneori ne uităm la lucrarea noastră, uneori ne uităm la ce se întâmplă în bisericile noastre și trebuie să o recunoaștem că trăim eșecuri. Și uneori eșec după eșec. Că muncim, că lucrăm, că ne zbatem, dar fără un sentiment clar al direcției, fără viziune, fără pasiune, o facem sperând, dar poate următoarea mișcare va aduce binecuvântarea, va aduce înviorarea și nu se întâmplă așa. Dacă ai trăit experiența aceasta, aș vrea să nu disperi. Dacă ai trăit experiența aceasta, aș vrea să nu pleci descurajat din locul acesta, pentru că este veste bună pentru mine și pentru tine, slăvit să fie Dumnezeu. Și eșecul face parte din planul Celui Atotputernic pentru viața noastră. Uneori Dumnezeu în mod suveran îngăduie eșecul și criza să ne conducă la realizarea și recunoașterea faptului că despărțiți de El nu putem face nimic. Lucrul extraordinar este că atunci când Domnul Iisus a apărut în dimineața zilei următoare pe țărmul mării și le-a pus întrebarea: copii sau prieteni, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, poate sec, poate laconic, dar sincer, nu. Ce lucru pe care trebuie să-l facem atunci când ne uităm în viața noastră și realizăm că n-am prins nici noi nimic, că e eșec și nu biruință. E primul lucru care putem să-l facem și Dumnezeu să ne dea sinceritatea aceasta să recunoaștem. Sunt unii care se agață de aparențe, sunt unii care încearcă cu orice preț să-și spună lor nu, nu e eșec. Recunoaște că fără El nu poți face nimic. Și dacă te-ai aventurat în largul acestei vieți să lucri și să lupți fără El, e eșecul garantat. Dar eșecul, etapa eșecului este prima etapă și am spus nu este ultima, este veste bună. Atunci când în smerenie ne asumăm eșecul. Urmează o altă etapă în apropierea și în recunoașterea Domnului Iisus de către cei 7 ucenici la Marea Tiberiadei. Am numit-o eu etapa confuziei. Spune Scriptura, dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Era pe țărm, ei erau în larg, undeva, la câteva sute de metri distanță de țărm, și în momentul în care se crăpa de ziua, se făcea dimineață, Domnul Iisus stătea acolo. Probabil n-a trebuit să vină de la Capernaum sau de la Betsaida pe jos, ci pur și simplu că în alte ocazii, după înviere, apărea și dispărea în momentul acela, pur și simplu a apărut pe țărmul mării. Ucenicii au văzut o persoană, un individ singuratic acolo, dar nu știau că este Iisus. Domnul Iisus îi întreabă, aveți ceva de mâncare? Răspunsul lor
este, așa cum am spus, un răspuns sincer, o recunoaștere a eșecului. Și apoi urmează ceva incredibil. Ascultați, vă rog, versetul 6. Aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o, deci, și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Ce mi se pare uimitor este faptul că niște pescari de meserie, care toată noaptea s-au trudit și n-au prins nimic, atunci când se întâlnesc pentru prima dată, din privire sau prin comunicare verbală, cu un străin care pur și simplu apare, de unde? Și le spune, faceți ce vă spun eu, sunt gata să asculte. Ce a fost în mintea lor? Știm de la prima pescuire minunată că Petru a obiectat și a zis, Doamne, dar la cuvântul tău vom arunca mrejile. Toată noaptea ne-am trudit și ne-am prins. Dar dacă tu spui așa, dar acum nu știau că este Iisus. Ce a fost în mintea și în inima lor să dea credit total unui străin care le spune să arunce mreaja în partea dreaptă? A aruncat-o deci și n-au putut să o tragă din mulțimea peștilor. Dragul meu, când eu și tu suntem în faza aceasta a confuziei, când eu și tu după o noapte de eșec sau mai multe nopți de eșec, o perioadă de eșec, nu știm ce să facem, cel mai important este să fim credincioși față de ce știm că trebuie să facem, față de lumina primită. Înainte ca Domnul să ne descopere lucruri noi din cuvântul Său, știm ce trebuie să facem. Ucenicii aceștia au avut în instinctul lor ascultarea. Timp de 3 ani și jumătate au fost condiționați de vocea Domnului Iisus, de cuvintele Lui. Și în momentul în care au auzit vocea aceea familiară, deși nu L-au cunoscut, au ascultat. A fost lumina pe care au avut-o și au respectat-o. Și pentru că au ascultat, s-a produs o minune extraordinară. Momentul în care ești în confuzie și nu știi ce să faci, nu uita ceva, tot știi. Ce te-a descoperit Dumnezeu până acum din cuvântul Său, Dumnezeu așteaptă ca tu și eu să punem în practică. S-ar putea ca El să nu ne descopere lucruri mai noi din cuvântul Lui, tocmai pentru că n-am fost credincioși în a împlini ceea ce știm deja. Celui ce are îi se va da, dar celui ce n-are îi se va lua și cel ce îi se pare că are. Dacă ești credincios, cu ce știi că trebuie să faci? S-ar putea ca în îndurarea lui Dumnezeu să-ți descopere mult mai mult. Ce faci în momentul în care nu știi? Știi totuși ceva. Ți-a descoperit Dumnezeu ceva până la momentul acesta? Fă, rămâi consecvent, rămâi la locul acela, ascultă de vocea Lui, chiar dacă e întuneric în jurul tău și nu știi pasul următor. Dumnezeu te va conduce la o nouă etapă, la etapa clarificării. Dar acum e confuzie și în confuzie că nu știi ce să faci. Tot ce poți să faci cel mai bine este să asculți vocea Lui și porunca Lui pe care o știi. Lucrurile care le știi, lucrurile care ești convins că sunt voia lui Dumnezeu, împlinește-le în viața ta și Dumnezeu te va scoate din stare de confuzie. A urmat o altă fază, o altă etapă pe care am numit-o etapa clarificării. Atunci când au înțeles tot mai mult cine este Domnul și primul care i-a picat fisa și a înțeles clar lucrul acesta a fost Ioan. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus, acesta este eufemismul sau termenul folosit de Ioan să se descrie pe sine, a zis lui Petru, este Domnul. Ascultați, vă rog, când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încins că era dezbrăcat și s-a aruncat în mare, n-a mai așteptat, s-a dezbrăcat, a rămas doar cu o îmbrăcăminte în jurul brâului, atâta. Și n-a vrut ca nimic să-l împiedice în a nota până la țărm, ca să se întâlnească cu Domnul Iisus. Dar lucrul extraordinar este că cineva din grupul acela are o străfulgerare, are o revelație, înțelege clar că numai Domnul poate să stea în spatele acelei minuni, numai Domnul poate fi, numai El poate să facă cu adevărat ceea ce s-a întâmplat. Ce faci atunci când ești în confuzie?
Am spus, un lucru pe care poți să-l faci este să respecti lumina pe care ai primit-o și să asculți de porunca pe care o știi din partea Domnului. Dar mai poți să faci ceva. Sunt alții în jurul tău care îl văd pe Domnul mai clar decât tine. Însoțește-te cu ei. Învață de la ei. Lucru care îmi place la Petru este faptul că el îi dă credit lui Ioan. Și atunci când Ioan spune, este Domnul, Petru nu mai așteaptă. Și așa cum este, se aruncă dezbrăcat să ajungă la Domnul Iisus. Petru cu adevărat l-a luat pe Ioan pe cuvânt. Și lucru pe care tu și eu putem să-l facem. Atunci când încă lucrurile nu sunt clare în viața noastră și e confuzie, mulțumește lui Dumnezeu pentru că El dă lumina lui altora. Sunt alții în jurul tău, sunt alții în biserică, care la momentul acela sunt la un alt nivel de trăire cu Domnul. Du-te lângă ei, caută sfatul lor, întreabă-i pe ei, roagă-te cu ei, lasă-te sfătui de ei. Și poate că faptul că ei îl cunosc poate la momentul acela pe Domnul mai adânc, te va ajuta și pe tine să-L recunoști în viața ta, așa cum Petru l-a recunoscut. Dragii mei, lucrul cel mai frumos este în finalul acestei arătări, atunci când ei vin la țărm și Domnul Iisus îi întâmpină cu jăratic de cărbun, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din pește pe care i-a prins acum. Simon s-a întors și zice, a tras mirajul la țărm plină cu 153 de pești. De lungul timpului au încercat unii și alții să găsească o semnificație la cifra aceasta, 153. Dați-mi voie să spun, nu cred că este nici o semnificație mistică sau ascunsă. 153 de pești sunt 153 de pești, punct. Atâta. A, faptul că i-au numărat, da, pescarii numără, mai ales când este captură, impresionante, erau pești mari, i-au pus unul lângă altul acolo și i-au numărat, i-au, pentru, da, dar nu înseamnă altceva. Nu cifra în sine este magică, nu prinsoarea în sine, ci ce s-a întâmplat la momentul în care au ajuns pe țărm și Domnul Iisus i-a întâmpinat cu pește pus deasupra și cu pâine. Și zice, veniți de prânziți. Niciunul din ucenici nu cuteza să-L întrebe, cine ești? Că știau că este Domnul. Dintr-o dată, toată confuzia s-a risipit. Lucrurile au fost atât de clare. Niciunul nu îndrăznea să-i spună, Doamne, chiar Tu ești! Le era, dacă vreți, rușine să pună o asemenea întrebare stupidă, pentru că în inima lor era convingerea aceasta de nestrămutat. Este Domnul. Este Domnul. Numai El poate fi. Dragii mei, aici vrea să ne aducă Domnul. Pe fiecare dintre noi, pe fiecare dintre noi, această convingere puternică a faptului că El și numai El stă în spatele tuturor binecuvântărilor și tuturor izbânzilor și tuturor biruințelor și tuturor lucrurilor extraordinare din viața mea și din viața ta, a tuturor minunilor pe care El continuă să le facă și astăzi. Am cântat la început o cântare, da, Iisus este același ieri și azi și în veci. Minunea cea mai mare n-a fost faptul că 153 de pești mari și nu s-a rupt mreaja. Minunea cea mai mare a fost că cei ucenici, fără direcție, fără țel, fără scop, la sfârșitul întâlnirii lor, la cel mic dejun, pe țărmul Mării Tiberiadei, l-au cunoscut pe El. Și de aici încolo vor merge în viață, după ce El se va înălța la cer, cu un sentiment clar al destinului, al chemării, al misiunii, al viziunii, a tot ceea ce erau chemați de acum înainte să facă. Viața lor de acum înainte n-a mai fost o viață trăită de pe azi pe mâine, n-a mai fost o viață trăită la voia întâmplării, ci a fost o viață trăită în biruința învierii celui înviat. Cea mai mare minune, nu uitați, n-a fost captura impresionantă de pești, ci schimbarea interioară din viața lor.
cum niște oameni confuzi, înfrânți, fără direcție. L-au cunoscut în viața lor și în experiența lor, într-un mod intim, pe cel viu. Aceasta dorește Dumnezeu și de la noi. După masă aș vrea să te întreb, la care fază și etapă ești tu, fratele meu, sora mea? Te afli, prietenul meu? Te afli oare la faza înfrângerii, a eșecului, a crizei? Dacă ești, recunoaște-o, în smerenie. Mândria uneori ne împiedică să recunoaștem situația. Mândria uneori ne face să negăm realitatea. Mândria uneori ne face să spunem, e bine, când nu e bine. Dacă ești onest cu Dumnezeu și cu cercetarea Duhului Sfânt în această seară, recunoaște eșecul. Orice neascultare, orice inițiativă, orice lucru făcut, nu în voia lui Dumnezeu, ci independent de Dumnezeu, orice inițiativă, oricât de bună ar părea, dacă nu e de la El, e sortită din cap eșecului, recunoaște lucrul acesta. Dacă ești în stare de confuzie și nu știi încotro te îndrepți, cel puțin ține cont de ce știi, ascultă de vocea Lui, chiar în întuneric, chiar când nu știi drumul dinainte, ce știi, respectă, ascultă, spune, Doamne, nu te văd în viața mea, dar ce știu că trebuie să fac, vreau să te cinstesc prin ascultare. Ajută-mi, Doamne, să găsesc drumul și direcția. Caută sfatul celor care îl văd mai clar pe El. Și slavă Domnului că în lumea asta și în generația aceasta există persoane care au un sentiment, un simț spiritual atât de puternic și care pot să spună, L-am văzut pe Domnul, este Domnul. Numai El e la lucru. Dacă vezi asemenea persoane, mergi în prezența lor, întreabă-i, roagă-te cu ei, caută sfatul lor, caută încurajarea lor și tu îl vei putea vedea la fel. Și apoi, dacă Dumnezeu te-a ajuns la nivelul convingerii și mă bucur să te aduc la acest nivel al convingerii, și de acum înainte să trăiești cu acest sentiment clar, al scopului pentru care Dumnezeu te-a mântuit, al scopului pentru care Domnul Iisus, cel viu, te-a chemat și ne-a chemat în lumea aceasta, acela de a fi martorii Lui. În seara aceasta, aș vrea ca Domnul să vorbească prietenilor care sunt împreună cu noi. Și tu, dragul meu, ai nevoie de o întâlnire personală cu Iisus, cel viu. Învierea lui Iisus Hristos din morți nu este un mit, nu este numai un adevăr istoric, pe care noi îl celebrăm de fiecare dată când e Paștele, învierea lui Iisus Hristos, este acea realitate care schimbă vieți, care a schimbat viețile a sute de oameni în locul acesta și care poate schimba și viața ta. În această seară te chem să vii la Hristos cel viu, să te pleci la picioarele Lui și să recunoști ca Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Întreaga Evanghelia lui Dumnezeu privește pe Fiul Său, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, născut din sămânța lui David în ce privește trupul și în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Amin. Amin.
Nu numai pentru el cerul s-a deschis. Pentru el zilele umilinței lui pământești s-au terminat și a urmat glorificarea. Dar va veni o zi în care porțile cerului se vor deschide pentru toți aceia care l-au primit pe el și s-au întâlnit cu el în viața lor. Haideți să mulțumim Domnului pentru timpul de părtășie pe care ne-a dăruit în prezența lui. Haideți să venim cu mulțumire pentru faptul că în descurajarea noastră, în eșec și în faliment, el se apropie cu drag de noi și vrea să ne conducă pas cu pas, prin recunoașterea cine este el, la un alt nivel de biruință și de mărturie, la o viață de direcție, la o viață cu scop, trăită după voia lui. Cu voce tare aș vrea să ne conducă în rugăciune fratele Teofil Cioloca și sora Monica Filip. Da. Din ceruri, stăm cu mulțumire. Mulțumim pentru ziua aceasta și mulțumim pentru tot ce ne-ai dat. Mulțumim că orice dar bun simțe de săvârșit vine de la tine. Slavă ție, Doamne! În mod special mulțumim pentru harul din diplomata aceasta care a fost revărsat peste casa ta și peste viețile noastre. Mulțumim! Mulțumim pentru tot ce s-a întâmplat în locul acesta. Tată din cer, mulțumim special pentru cuvânt, pentru momentul cercetării, pentru viața mea, pentru viața bisericii. Tată din ceruri, ai venit să te descoperi prin cuvântul tău. Mulțumim că prin Duhul tău dorești să faci aceasta și viața aceasta este să te cunoască pe tine. Tatăl din cer, a fost un pas în cunoașterea ta, în vederea întăririi noastre în credință. De aceea, continuă să te descoperi vieții noastre. Amin. Astfel, cunoscându-te, să ne îndrăgostim mai mult de tine. Amin. Astfel, să dorim mai mult părtășia cu tine și cu cerul. Amin. Amin. Slavă ție. Slavă ție, Doamne. Slavă ție. Da. Slavă ție. Da, Doamne. Amin. Slavă ție. Amin. Iar aceluia care prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim, singurului Dumnezeu și Mântuitor, prin Iisus Hristos Domnul, să fie cinste, slavă, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Cu binecuvântarea Domnului ne despărțim din casa Domnului. Tinerii din corul tinerilor sunt invitați să rămână la urmă pentru repetiție.